Salbă șacalilor, îmi pare rău să vă anunț, dar acesta va fi un videoclip foarte trist. Vom vorbi mai exact despre Ilies Vlogs. Bine, nu va fi chiar așa de trist. Azi vom vorbi un pic despre faza asta, mă, cu Ilie, cu premiile, cu furate, cu de-astea. M-am tristat pe cât m-am amuzat de tare ce a făcut, adică nici nu mă așteptam. Îl știam de ceva vreme pe Ilie ăsta, cel mai mult m-am uitat vara trecută, frate. Vara trecută, omul era super ok. Îmi plăceau foarte mult daily vlogurile lui, nu mai zic de cât a crescut pe tema asta. Erau faine, bă, n-am ce să mint, chiar erau faine. Îmi plăcea, frate, omul, cum punea muzică, cum filma cu drona, cu alea, cu daily vloguri, cu plăcere, frate, erau cu plăcere. În schimb, acum când dau pe un video de al lui Ilie, mă uit la comentarii, pentru că mi se par mult mai interesate decât videoclipul în sine. Nu fac hate sau ceva, e cât mai sincer posibil. Frate, e altceva când pur și simplu oamenii așteaptă să pui un videoclip cum era vara trecută. Atunci da, atunci nu filmau o săptămână cum își construiești un WC-o, frate. Atunci nu-i punea pe verișorii sau frații lui mai mici să editeze videoclipurile. Atunci bea cola că îi plăcea, acum că trebuie. Și revenind la zilele astea, la ce a făcut el, n-a făcut ceva rău, n-a făcut o infracțiune, a făcut pur și simplu vizualizări. Eu nu pot să zic că vizualizări din silă, frate, adică, dar când vezi că videoclipurile cu WC-ul nu mai prind, trebuie să apelezi la ceva, dacă mă înțelegi. Cum să intru, mă, în trending, mă? Cum să sparg o leacă topul? Știu, îi pun pe ăștia să-mi fure butoanele. Era ok dacă era ceva, un pamflet, ceva amuzant, nu știu, umor, dar nu prea e. Mai slab la teatru decât ăștia care editează vlogurile acum. Adică a avut cea mai fake reacție când m-am uitat prima oară. Efectiv, adică cine nu și-a dat seama din prima, frate? Probabil cei care sunt o leacă mai open mind și-au dat seama, cei care sunt așa indoctrinați și văd Ilie așa pe pupile, ăia nu și-au dat seama, într-adevăr. Nu că am ceva cu omul, frate, am zis, n-am niciodată nimic cu oamenii ca persoană fizică, am pur și simplu cu faptele acestora, atât. Fii atent, frate, o să-ți las un link cu un videoclip de-a lui Ilie de vara trecută, o să-ți mai las un link cu un videoclip de-a lui Ilie de vara asta, frate. Și dacă tu nu-mi spui că el pune acum videoclipurile numai ca să fie puse, eu mă duc și plec, mă plec, na. Nu, plec că trebuie să termin videoclip. Dacă ai reușit după atâta timp să, nu știu, să faci din munca ta, să faci să ții o casă, să-ți construiești o casă, frate, foarte bine. Dacă ne omori o săptămână, frate, cum WC-ul nu mai e bine, construiește-ți casa, lasă-i pe puștania să-și editeze videoclipurile lor și mai bine revii, frate, cu niște videoclipuri în care să ne faci să simțim ceva, frate, să simțim bucurie, să râdem, să dea. Nu să faci 3 videoclipuri pe aceeași temă, cu butoane furate, cu hoți, cu morților, e penibil, frate. Se vede total când cineva face ceva de plăcere și când cineva face ceva că trebuie făcut, adică mai fac și o vizualizare. Acum nu că ar fi neapărat treaba mea sau că mă bag în oala altuia, dar am văzut că mai sunt unii care au de aceeași părere și poate vorbesc eu cu ei, dacă mă înțelegi. Dar frate, cam astea au fost, acum cine știe, poate așa vrea el sau nu știu, frate, prea multă cola i-a afectat mentalitatea, habar n-am. Să fie primit, frate, să fie primit. Așa, carilor, ne vedem, postez din două în două zile, nu uitați de un follow pe Instagram, toate alea. Mă bucur când văd creșterea asta imensă de abonați, e super tare. Eu nu vă mulțumesc pentru chestia asta, mai mult e sentimentul ăsta, dacă îl simți, știi, îl simți? Nu? Ne vedem, șacalor, și nu uitați, it's not a bad day, it's just a bad life. Babă! Preocupat și singur boala zilelor noastre, supra-informat între gospii de fantasme. Sunt topografic, nu mă pierd cu firea niciodată, get it? Privesc de sus ca o hartă. Negarea-i prima libertate, minții o revino. Îmi bag pula în simetrie ca Greg Valentino. Sunt făcut să carmolos, nu știu care-i...